cercare di emulare l'istituto di quanta conosci di preparare a terreno rural, area dubbia dimensione o affacere immobiliare del tipo mafioso și în același timp un act de asasinare a unei instituții care ne asigură nu numai demnitatea științifică, ci în ultima instanță sănătatea. Întotdeauna când vrei să distrugi un popor, începi să-i anchirezi sănătatea. Institutul Cantacuzino nu numai reprezintă numai faptul că acolo e vorba de istorie și de demnitatea noastră științifică. Este vorba de achiziții științifice excepționale. Este vorba de o școală. Reprezintă în același timp locul unde noi putem produce vaccine românești care au fost și pot să fie competitive pe plan internațional. În clipa în care se decapitează o asemenea instituție, noi vom deveni dependenți sau hiperdependenți de producția de vaccinuri internaționale, care deja se circumscrie unei afaceri, unui business total necurat. Este neapărat, este necesar să reacționăm în fața acestei crime. Este neapărat necesar să-i responsabilizăm pe cei vinovați, să-i căutăm. Nu e de ajuns numai să-i acuzăm, important să-i și găsim. Și dacă tot vorbim în termeni medicali, diagnosticul pleacă de la diagnoză, a vedea prin. Deja s-a creat în rândul intelectualilor un soi de intelectuali români și a factorilor responsabili, un soi de participare la acest asasinat. Se știe că virusul, când atacă celula vie, nu poate să pătrundă decât dacă are niște proteine trădătoare din interior. Ca oameni din spațiu medical, trebuie să detectați aceste proteine trădătoare, indiferent de pe ce palier al societății se circumscrie politic, intelectual, medical. E clar că lucrurile acestea se fac fără niciun scrupul, că este un dublu asasinat și este clar că poporul român trebuie să iasă din această amnezie, din această inerție și din această lipsă de reacție. Dacă nu vom reacționa nici acum, vom regreta. Din ce în ce mai mult, România începe să semene cu partea aceea a Africii pe care un medic de la 1803 o descoperise, Winterbottom, descoperise triburi întregi care dormeau. Dormeau de săptămâni, mureau dormind, descoperise boala somnului, încă nu descoperise muscanțețele. În România a început să sufere de boala somnului, trebuie descoperită muscanțețele. Muscanțețele face parte din, este vector de transmisie de infectare. În cazul nostru, sunt oameni care ar fi condamnați penal pentru lucrul acesta. În clipa în care nu veți lua atitudine, copiii noștri vor cădea victime experimentelor medicale care se fac din Occident asupra noastră. Oricum se știe că popoarele din Est sunt deja populații folosite experimental pentru antibiotice străini și pentru vaccinuri. Se știe că suntem o groapă de gunoi pentru gunoiile lor radioactive. Veți inhiba autoritatea, autonomia, independența și cinstea școlii românești de medicină. Întotdeauna o mamă are responsabilitatea de a-și îngriji așa cum poate copilul. O mamă întotdeauna este cinstită cu copilului. O instituție medicală românească este prima care trebuie să fie responsabilă. Mă gândesc că lucrul acesta trebuie văzut cu claritate. Trebuie să îl conștientizăm și să vedem pericolul care se vor veni de aici încolo. În medicină se vorbește de profilaxie. Profilaxie vine de la profilactie, a vedea înainte, a vedea. Dacă acest institut Cantacuzino va fi dărâmat și terenul va fi luate, vom crea terenul pentru ceea ce numește receptivitate morbidă, ca această țară să moară și din punct de vedere al sănătății. Există două lucruri importante în medicină. Termenul de medicină socială, pe care la noi l-a pus Mina Minovici, și de igienă. Există o sănătate a corpului și există o sănătate morală. Faptul
că nu se va reacționa și va fi lăsată să se întâmple această crimă, va denunța faptul că nu mai suntem sănătoși din punct de vedere moral, nu mai suntem sănătoși din punct de vedere fizic, vor fi consecințe. Pentru mine este strigător la cer și ca român și ca cetățean a acestei țări fac un apel la toți oamenii conștienți, la toți oamenii care au în ei demnitatea de a fi români și responsabilitatea propriilor identități, să se opună în mod vehement acestui proiect. Fac un apel la justiție să meargă până la capăt și să identifice pe factorii vinovați și să-i condamne. Mi s-ar părea exemplar ca dacă toți apucat de neau să caute tot felul de mafioți, această gașcă nenorocită să fie prinsă și judecată în mod public. Este un atentat la suveranitatea statului, este un atentat la sănătatea statului. Este un act de crimă națională.